Data trecută de mare! Ah, e un elicopter, ok. Cu niște soldați, văd că. A, și ăsta. Bă, ăsta nu e un laborator. Sau e un office. Nu, e laborator. Și era cineva acolo. Oare cine să fie? E întrebarea. Am găsit ceva. Am găsit o cameră întreagă cu toate căcaturile. La fel și Modern X-ul. La care pot să mi-l bag în cur, că nu știu cât de puternic o fi. Ba, e destul de puternic. E chiar mai bun de atât. Bun, hai că-l port pe ăsta. A jealous god punishes a parent's fault on their children. Da, ăsta da, citat să-mi bag pula. Ăsta da, citat să-mi bag pula. Și ăsta ce-o mai fi? Caveman. Și compas. Ce mă? Am găsit o busolă. Asta dar mă, să-mi trag piciorul. Am găsit jucăria lui Timmy. Adică o bucățică. E capul sau ce s-a alea? Scoaiele de la jucărie. Acum să vedeți că scoaiele de la jucărie. Nu-i capul ăla, e dita mai coaiele. Bă, numai căcaturi scot pe gură, numai prostii vorbesc. Nu pot și eu să vorbesc normal, să vorbesc frumos. Băga mea și pula. Salutare națiune și bine v-am regăsit la un episod din seria The Forest. După cum ați văzut unii dintre voi data trecută, reușisem să găsim Modern X-ul cu bine, iar de data aceasta aș vrea să ne aventurăm în peștera aceasta, fiindcă nu ne aventurasem încă, și anume peștera de lângă cortul gri. Lucru care n-aș vrea să regret că am venit aici. Sper să găsim ceva util. Iar da, acum că începusem ca lumea aventura de multă vreme, aș vrea să și găsim toate itemele, atât toate lucrurile colectibile, cât și să obținem multe achievement-uri. Fiindcă, na, vrem să facem, bine, cel puțin eu aș vrea să fac trofeul de platin. Acum, dacă nu vrea cretinul ăsta din fața mea să facă treaba lui. I-am spus că nu știe ce-i bun și o să regrete treaba lui. El vrea să se grăbească să gătăm jocul mai repede, dar i-am spus că n-o să se întâmple. Bun, hai să vedem ce-o fi în cave-ul ăsta. Așa de special. Deja aud răcnete. Hăi. Mama, m-a aruncat o dinamită fixă. Dă ce la parce! Hai de pula mea, bă! Ți-am spus să te dai la o parte! Hai că e ok. Sper că e de ajuns. Ești bine, pulă. Am aruncat o dinamită în pulea. Se mai întâmplă, ok? Se mai întâmplă. Asta e, mergem înainte. Mergem cu fruncea banatului înainte. Mai bine spus cu fundul banatului, că na. Nu-s din Timișoara, fuck. Ce pizda mă zi locul ăsta. A, ne aflăm în gaura. Ok. Atunci hai să sugem pula la stânga. Dacă tot am ajuns aici. Bun. Ce am zis că vreau să fac? Să mai folosim astea. A, extraordinar. Deja aruncasem în aer. Era o poză cu
cu locul secret. Da, bun. Teoretic spune pulărăul ăsta că acest cave duce către final de joc, însă e normal, nu... Inițial nu intrasem ca să gătăm jocul, intrasem ca să găsim altceva, și anume... Aha. Venisem inițial ca să căutăm un climbing axe, cică, la care o să ne ajută să ne cățărăm pe pereți. Da, are sens, are foarte mult sens ceea ce am scos pe gură. Acum întrebarea bună e, unde vom găsi acest căcat de climbing axe? E întrebarea tuturor întrebărilor. Era clar, era 100%, era ca pe mănușă. Bun, bine că-l momești, bine că-l momești ca să le fut una. Hai că a funcționat, nu? Bun. Sau? A, n-a murit. Normal, nu. Păi de ce să moară? Adică, e și el suflet, nu? Futu-ți Hristosul mătii! Mamă, cum a zburat mațele! Vine să fac hepatită! Ok, hai să nu privim și... A, își pe ăsta cu borăște aici. Atâta borăște și ăsta. Ești ok, pulă? Ai fruntea sus. Fruntea sus că nu... Nu e sfârșitul, mai avem mult de mers. Bă, nu puteai și tu, nu știu, să iei altceva pe tine, fix în halatul de noapte te plimbi. Zici că ești ca o stafie, să-mi bag pula, zici că ești fantomă. Fantoma de 10.000 de volți. Stai, ce? Na... O să mor. Mamă, ce noroc am avut. Found passenger seat pulancur. Da, seat-ul pulii, dar nu vrea să spună numele pasagerului. Decât scaunul care s-a obeșit toate orele în avion peste Oceanul Atlantic. Nu? Ăsta da joc să-mi bag pula. Bun, hai să nu mai mâncăm atâta la căcat și să... Aruncăm o privire, deja aud sunete foarte dubioase. Bă, uită-te tu, pulă, n-am chef să... Da, era clar. Am aruncat iară dinamita fără ca să explodeze. Putu-ți gura, mătii. Mereu uit să aprind dinamita, mereu. Nu știu de ce. Arunc dinamita fără ca să explodeze. Oare de ce? Pentru că cretinul de Eddie nu aprinde. Nu aprinde, ha? Are sens, nu? Bun, hai să... Sper că e aranjat, da? Măcar contează că tu e aranjat. Măcar contează că tu ești mai întreg la cap. Vedeți, de asta l-am băgat în seria asta. Că e mai întreg la mince. Hai, bă, ce... Futu-te în gură să te fut. Bă, da, ce bronzat e ăsta, să-mi bag pula. Mă mir că are parte de vitamina D. Am găsit și climbing axe-ul. Mă mir care e vitamina D în pula mea la cât s-o bronzat ăsta. Având în vedere că a stat numai înăuntru, numai în cave-uri. N-are niciun sens. Da. Se pare că e destul de util ăsta. Ceea ce o să ne ajute foarte mult. Bun. Acum aș vrea să ies de aici și să... Nu mă mai întorc niciodată. Mă mir că nu cad. Deci eu chiar mă mir că nu cad. Da, efectiv ne-am cățărat ampulea. Doar așa, decorativ a fost. Bun, trebuie să apăs pe cerc ca să-mi dau drumul. Bun. Cum să nu vă gândiți la prostii, bun? Nu vă gândiți la prostii. Și aici ce trebuie să fac?
Era clar. Da, de aici am venit. Bun. Suntem pe drumul cel bun. Văzusem acolo un bebeluș mort. Da, de aici am venit. Ok, atunci haide să mai craftăm un din ăsta. De parcă o să-mi fie de folos în pula mea. Așa, așa, perfect, încă unul. Și da. Bine, teoretic n-am venit aici. Nu de aici am venit. Însă semăna drumul. Ok, și acum cu ce ne-a ajutat, e întrebarea. Da, m-a ajutat foarte mult să mă fută bebelușii la care trebuia să fie avortați. M-a ajutat extrem de mult să pierd viața, nu? Te descurci tu. Mai am pastile, dar nu vreau să le consum. Ia stai. Da. Ok, se pare că nu merge. Ziceam că nu vreau să le consum și iată că tot le consum. Și a și murit. Nu știu. Ce să fac? Ce pizda măsii să fac? Și ce cu spray-ul ăsta? Că-s pletos, nu-mi trebuie spray de păr. Hai bă frate, pe bune! Cum ai murit? Ai de pula mea! Aaaa! Direct spray cu piper, bă, îmi bag pula în spray-ul ăsta, pe bune. Mai bine arunc cu dinamite. Hă-l și pe ăsta. Direct vrea să explodeze ca o apendicită. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Dacă mor, trebuie să dau restart. Unde ești? Mori morții mătii! Ochi pentru ochi, dinge pentru ginge! Mori în pizda mătii! Crezi că mi-e frică de tine? Eu doar mă prefac că mi-e frică. Ca să-ți put una. Na. Ți-ai revenit, bun. Păi și explicăm și mie la ce a ajutat aventura pe aici. Fugi, fugi. Run, motherfucker. Run. Du-te. Eu nu mai stau. Bac pula. Dacă vrei să te fuți cu ei în cur, treaba ta, eu plec. N-am chef să mă mai fut ăștia la icre. Contează că am găsit climbing axe-ul cu bine și... continui să joc la sigur. Bac pula, nu. Da. Iar nu știu ce secret. Oare să aibă legătură cu bucățile de la arma aia veche? Cine știe. Da, acum că avem climbing axe-ul, putem să ne aventurăm și în cave-uri mai complexe. Însă aș vrea înainte de a explora și alte cave-uri să găsim acel arc modern, la care se spune că s-ar afla în același cave în care ne aflăm acum. Dar da, cel mai probabil vom încerca să căutăm data viitoare, fiindcă... Nu prea îmi place să mai fac episoade așa de lungi, nu știu. Devin din ce în ce mai plictisitoare episoadele extrem de lungi.
Sau doar mi se pare. În fine. Mă voi opri aici. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați atât un like, cât și subscribe, dar și pe clopot pentru a face ding-dong, cât voi posta clipul noi. Iar de mai bine până atunci, eu am fost Irfan Stagamilis D. Ne vedem toată viitoare și, bineînțeles, cum vă zic ca de obicei tuturor. Ciao, ciao.